În această dimineață, polițiștii și procurorii DIICOT au destructurat o grupare infracțională care se ocupa cu evaziunea fiscală în domeniul deșeurilor feroase și neferoase. Gruparea era formată din 33 de membri. Polițiștii și procurorii DIICOT au percheziționat în această dimineață 54 de locuințe din județul Giurgiu ale unor membri care aparțineau unei grupări infracționale. Din cercetările acestora a reieșit că membrii grupării au obținut sume de bani foarte mari din neplata TVA-ului și impozitului pe profit aferente afacerii cu deșeuri feroase și neferoase. Prejudiciul adus statului este de peste 60 de milioane de lei. În urma cercetărilor, oamenii legii au ridicat mai multe documente financiar-contabile care au un rol important în instanță. Membrii grupărilor au fost conduși de polițiști la audieri, urmând ca la finalizarea lor să fie dispuse măsurile legale.